Bună dimineața! Bravo! Ilie Petre Tudora, singurul fermier din Argeș care crește 100% natural curcani de rasă. Cei 350 de curcani din ograda de la Văleni au inclus în meniu, în afară de cereale, prune, mere, nuci sau varză. Apa, care nu se risipește, e numai de la izvor. Faima acestor curcani a ajuns și în cercurile cele mai înalte. Domnul Gigi Becali, domnul Vadim Tudor, răposatul poet, spuneți-i... Da, Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l ierte, și lista e mare. Elena Udrea, am înțeles. Adrian Năstase. Da. Pentru că sunt umblați prin lume și știu că o mâncare sănătoasă menține și un trup sănătos, politicienii nici nu se uită la bani când e vorba de curcanii de la Văleni. La nivelul ăla nu, banul, vă dați seama că nu contează. Un astfel de curcan, ajuns la maturitate, costă cam cu 20% mai mult decât unul normal, însă e chiar și de 3 ori mai greu și nu-l dau gata decât 20 de oameni înfometați. Avem cuptor de cărămidă. Cuptor de cărămidă, în funcție de ce pasăre, dimensiune curcanului, să-l mănânce între 15 și 20 de persoane. Vă dați seama că acel curcan îl facem în așa fel să ajungă la toată lumea. Și musai cu condimente. Musai cu condimente și cu un aspect deosebit. Carnea de curcan conține proteina în cantitate mare și corpul asimilează ușor carnea de pasăre.